Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Balanță ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră. Vom extrage 3 mesaje de la persoana dragă pentru dumneavoastră și să vedem 3 mesaje pe care i le-ați dat noastră persoanei dragi în replică. Și, de asemenea, un card de înțelepciune, un sfat pentru persoana noastră dragă și un sfat pentru dumneavoastră. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Intenționez să te contactez. Bun. Deci este dor de dumneavoastră. Vreau să te protejez. Dacă are anumite probleme, momentan dorește să le rezolve și apoi să vină spre noastră ca să nu vă încarce cu aceste probleme. Chiar dacă fizic nu suntem unul lângă altul, spiritual suntem uniți. Deci simte că și noastră vă gândiți la dânsul, dânsa. Și că vă este dor. Hai să vedem ce îi răspundeți dumneavoastră. Am nevoie de tine. Te rog să mă asculți. Sunt supărat, supărată pe tine. Da, poate că sunteți supărată pe această persoană pentru că nu vă acordă atenția pe care o doriți și o meritați. Dar se pare că nu vă acordă această atenție pentru că momentan are aceste probleme de rezolvat, însă intenționează să vă contacteze cât de curând. Hai să vedem un sfat pentru persoana dragă. Vorbesc și gândesc pozitiv. Sunt atent la ceea ce spun. Dacă mă aud folosind cuvinte negative sau limitative, le înlocuiesc. Deci trebuie să facă afirmații pozitive. Iată, să vorbească și să gândească pozitiv. Pentru că, până la urmă, se pare că totul va fi bine în această relație. Hai să vedem și la dumneavoastră. Sunt o persoană pozitivă, iată, deci și noastră și persoana dragă, gândiți pozitiv. Dacă mă focalizez pe ceea ce nu vreau, voi primi mai multe astfel de lucruri. Susțin cu tărie doar binele din viață. Da, deci trebuie să vă gândiți că meritați numai lucruri bune și frumoase și atunci exact așa se va și întâmpla. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!